Directorul Colegiului Național Mihai Eminescu din Suceava, Renato Tronciu, s-a stins din viață noaptea de vineri spre sâmbătă. După aproape o lună de zile de luptă cu COVID-19, profesorul Tronciu a depistat că este infectat cu noul coronavirus înainte de a avea simptome, făcând testul în cadrul programului de testare al primăriei. Acesta era internat de 10 zile la terapie intensivă, unde fusese intubat. În momentul confirmării cu COVID-19, plămânii profesorului erau deja afectați, iar starea de sănătate i s-a gravat, având scurtă perioadă de revenire. Din nefericire însă, noaptea de 10 octombrie, acesta a pierdut lupta cu coronavirusul. Sute de coroane de flori cu mesaje și sute de candele au fost depuse la intrarea principală a Colegiului Național Mihai Eminescu din Suceava, în memoria profesorului Renato Tronciu. Pe site-ul Colegiului Național Mihai Eminescu a fost postat un mesaj care conține gândurile celor care l-au cunoscut și au colaborat cu Renato Tronciu. De asemenea, pe rețelele de socializare, elevii, profesorii și absolvenții au transmis mesaje de condoleanțe la aflarea dispariției fostului director al colegiului.